Ascultă. Best way to start the day. Keeps me busy while I'm in the car. And I'm feeling like... Turn it up. Europa FM. Alături de Cătălin Striblea, acum pentru rațiunea zilei, începe imediat rațiunea. Salut, Cătălin, bine venit! Salutare, ce mai face? Facem foarte bine, este Ziua Mondială a Sănătății și o sărbătorim pe drum cu prioritate cu mesajele ascultătorilor noștri pe care i-am întrebat cum, ce fac ei pentru sănătatea lor, așa în fiecare zi sau mai rar. Sport mai puțin, după cum s-a văzut în țara asta, că n-ai unde. Nu e adevărat, mersul pe... Da, bine, apropo de ce ai discutat tu la România în direct, dar... Mersul pe jos? Mersul pe jos și cu bicicleta sunt pe primele două locuri. Bravo. Și mă bucur tare mult să văd acest lucru. Dacă tot vorbești de sport, să spunem că e oficial, Simona Halep va fi antrenată de Patrick Muratoglu. Stai, știrea zilei în sportul românesc. Ce să-i urăm? Mamă, răbdare de ambele părți. Aia zic. Muratoglu este un tip foarte dur și Simona are personalitate foarte mare. Va fi o colaborare interesantă. O să ne uităm cu mare atenție, dar te pomenești că este un Grand Slam din această colaborare. Sunt toate datele puse la un loc. Și uite cum s-a întâmplat că de Ziua Mondială, nu știu ce am astăzi, nu-mi ies cuvintele, de Ziua Mondială a Sănătății, Elena Udrea s-a procopsit cu 6 ani de închisoare. Da, hai să Dar povestim. Cătălin ne va explica pe îndelete imediat. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, prieteni, este oficial condamnarea Elenei Udrea la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute rămâne fermă și definitivă. Condamnarea a fost pronunțată, atenție, cu mai mulți ani în urmă, dar au existat niște modificări la lege și la codurile de procedură penală și la codul penal și modificări făcute prin transformările acelea de la Curtea Constituțională. S-au folosit toate mijloacele și toate căile de atac și dosarul a fost practic reinterpretat, rejudecat. El rămâne așa cum a fost încă de acum câțiva ani, cu 6 ani. Hotărârea a fost dată într-un complet de 5 judecători la Înalta Curte Supremă, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, așadar Elena Udrea va trebui să plece la penitenciar. Nu mai există nicio cale de atac? În acest moment nu mai există nicio cale de atac. Sigur că din pedeapsa asta se vor scădea câteva luni pe care le-a petrecut în arest preventiv, nici nu știu dacă au fost câteva luni, a fost o perioadă destul de scurtă. Probabil că va executa 2-3 luni din pedeapsă, cum se întâmplă. Dar, în orice caz, condamnarea este definitivă și nimic altceva nu se mai poate întâmpla aici. Deci, Elena Udrea, fost ministru al dezvoltării, în această calitate a fost condamnată 6 ani de închisoare. Rudel Obrej a fost președinte al Federației de Box, 5 ani de închisoare. Tudor Brazu, asistentul personal al Elenei Udrea, 3 ani de închisoare. Ana Maria Topolicianu, fosta șefa Companiei Naționale de Investiție, 3 ani de închisoare cu suspendare. Ștefan Lungu, fost consilier al ministrului Udrea, 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare. Și un om de afaceri din Petroșan, Dragoș Bătoroagă, 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare. Așadar, cei care merg la închisoare sunt Tudor Brazu, Rudel Obrej și Elena Udrea. Să tot mergi la meciuri de box. Da, și acum să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Că au trecut 10 ani. Cam e așa. Vorba de Gala Bute din anul 2011. La data respectivă, Elena Udrea și Rudel Obrej au forțat finanțarea Galei Bute, pe care vă aduceți aminte de la televizor, un meci pe care Lucian Bute, cred că singurul pe care l-a avut în România, au forțat finanțarea cu bani europeni. Asta s-a întâmplat. Și au vrut să folosească această sumă de 2 milioane de euro, pe care au și folosit-o, și ei au spus așa, deși mulți funcționari din Ministerul Dezvoltării la data respectivă s-au opus, ei au spus în felul următor: facem asta pentru promovarea României, că toată sala o să fie pavoazată cu frunza, dacă mai țineți minte celebra frunză, așa, care e și acum, adică da, se caută acum un locuitor. Se caută un locuitor, da, o să fie frunza, va fi meciul văzut de 400 de milioane de oameni, nici vorbă. Transmis în 80 de țări, nici vorbă, a fost transmis în 8 țări, audiența a fost relativ mică pentru meciul respectiv. Așadar, s-a încercat și s-a reușit. Dar nu asta e problema, Musai, că s-a finanțat cu bani europeni, ci că banii aceștia, spun judecătorii și procurorii, au fost de fapt folosiți și însușiți în mod personal
de Elena Udrea și Rudel Obreja, deci un mecanism de cum să zic, de luarea banilor de la stat și de zecioială. De zecioială, cum ar fi. De altfel, astea sunt și infracțiunile pe care DNA le-a pus pe masă la data respectivă. DNA susține că sumele, și aici citez din ce a spus DNA la data respectivă, sumele obținute de Udrea au intrat fie nemijlocit în patrimoniul ei, în numerar ori prin plata unor bunuri și servicii, fie în patrimoniul unor persoane indicate de ea. Filiala din București a unui partid și Rudel Obreja. Au fost 3 infracțiuni de luare de mită pentru Elena Udrea, una de abuz în serviciu și tentativă la folosirea de documente false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept a fondurilor europene. Astea sunt datele. Ăsta, așa încheie, să încheie un capitol din istoria României. Ceva din prejudiciu s-a recuperat sau se poate recupera sau rămâne doar această condamnare? Găsiți, sigur că vor fi obligați la plată, dar în nenumăratele episoade pe care Gazeta Sporturilor și apoi Libertatea, pentru că e vorba de echipa lui Cătălin Tolontan, pe care ei l-au făcut și pe care le găsiți publicate în continuare, sunt făcute liste în Gazetă și în Libertatea, veți constata că e și o sumă de bani care e pusă într-un cont de care nu s-a atins nimeni. E o întreagă poveste. 4 ani a durat această investigație jurnalistică și da, să spunem că acest dosar a plecat de la o investigație de presă. Și că colegii noștri jurnaliști și-au făcut treaba așa cum și-au înțeles meseria, au avut datele, le-au prezentat și de la această investigație de presă s-a ajuns la acest rezultat care marchează, cum spuneam, finalul unei epoci istorice din România. Președintele Băsescu, de care vorbeam săptămâna trecută, cu colaborarea CNSAS și cea mai apropiată colaboratoare a lui, condamnată pentru infracțiuni de corupție. Cine urmează? E bună întrebare. Oare? Mulțumesc, Cătălin, pentru comentarii. Te așteptăm și mâine alături de noi.